Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească pe teritoriul Republicii Franceze că în această țară există o alertă pentru epidemie de gripă. În conformitate cu datele transmise de autoritățile locale franceze, până la sfârșitul lunii ianuarie 2018 va fi menținută starea de alertă pentru epidemie de gripă pe tot teritoriul francez. Epidemia de gripă a făcut victime, în special în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani, arată Ministerul Afacerilor Externe din România într-un comunicat. Autoritățile franceze consideră că vârful endemic nu a fost încă atins și anunță că în Franța spitalele sunt deja pline. Autoritățile române recomandă vaccinarea antigripală sezonieră înainte de a călători pe teritoriul Republicii Franceze. Ministerul Afacerilor Externe reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația Călătorește în siguranță, disponibilă gratuit, care oferă informații și sfaturi de călătorie, precum și serviciul de alertă prin SMS.